seară, mulțumim frumos că ați venit la noi. Deci, domnul Sebastian Bărban este conferențial la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, la Catedra de Teologie Morală, Bioetică și Teologie Socială, parcă așa se numește. Dânsul este fiul părintelui profesor Ilie Bărban, care mi-a fost și mie profesor, un om cu mult har și cu multă râvnă, aș zice, am apucat astăzi împreună, și având o oportunitate de a veni în Germania, a răspuns unei invitații pe care am făcut-o să ne viziteze și am gândit să ne și vorbească un pic. Și pentru că chiar atunci era proaspătă chestiunea cu Ștefan, m-am gândit la o temă legată de sensul vieții și de aceea am ales împreună tema aceasta, suferința și rostul vieții. Domnul profesor este și Comisia de Bioetică a Patriarhiei Române și s-a mai confruntat cu problemele acestea. Sunt niște probleme, cum să zic, dezbătute sau gândite ani de zile în familie, împreună și cu părintele Ilie Moldovan. Și atunci sunt tare bucuros că este astăzi împreună cu noi. Chiar am zis la masă, la prânz, că parcă mi-a venit cineva din familie, pentru că dânsul este într-o măsură oarecare și fiul duhovnicesc al părintelui Teofil și părintele Ilie Moldovan a avut o legătură apropiată cu părintele Teofil. Chiar ne gândeam că prima noastră întâlnire a fost la mănăstire, la sâmbătă, când venit acolo pentru reculegere, eu l-am pus la fân, l-am pus la treabă, când eu tot cu treabă am fost toată viața. Și dânsul om smerit fiind și am primit ascultare cu multă rețetă. Deci, domnul profesor, ne bucurăm tare mult să vă auzim și să avem și un dialog în continuare. Simțiți-vă ca să vedeți într-un cadru cât se poate de familia. Bun venit! Vă mulțumesc foarte mult, preasfinția voastră. Cred că m-aș fi descurcat și în seara asta mai bine la fâni. Cu dumneavoastră, așa, să vă țin de povești, nu știu cum să o iau. În primul rând, vă mulțumesc pentru ospitalitate. Mulțumesc Bunul Dumnezeu că mi-a oferit această oportunitate. Scopul meu e să trec prin Moldova, nu să rămân aici, dar dacă am avut această, m-ați invitat și sigur că mi-am dorit foarte mult să văd pe viu ce ați realizat aici. Am auzit, am văzut așa niște machete, niște imagini și cât de multă bucurie ar fi avut și cred că are de unde se află părintele Teofil pentru ce ați realizat aici. Dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru poporul român și pentru ortodoxie și pentru toți oamenii și cei de aici și de pretutindeni s-a materializat pentru o lucrare, o minune. Eu nu puteam să-mi imaginez. Mă arată și nu numai ca și proporții, ci și frumusețea lucrurilor și mă aștept să se împărătătească în continuare. Dar deja ce ați făcut este cu adevărat un lucru care rămâne în lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Revenim la temă, tema aceasta este și grea și ușoară. Este ușoară pentru că cu toții cunoaștem suferința, aproape că este în expresie. Este și grea pentru că nicio suferință nu e la. Și a vorbit despre suferința, așa, la modul generic, ratăm de multe ori să atingem, de fapt, miezul problemei unei persoane sau altă, unei suferințe sau altă, în concretețea ei. Se vorbește și prea mult și prea puțin.
Se vorbește prea mult pentru că cu toții vorbim despre ea. Ne plângem mereu, ori de câte ori ne plângem, suferința este în cauză. Ori de câte ori ceva nu ne bine, nu ne casă. Despre dânsa este vorba. Se vorbește și prea puțin pentru că niciodată nu spunem parcă îndeajuns să o cunoaștem, să o înțelegem. Într-una vorbim despre suferință, parcă de fiecare dată ne ia prin surprindere. Parcă de fiecare dată ia. Parcă de fiecare dată ne răvășește. Ne taie calea, ne ține calea, ne taie, ne arestează, ne dă peste cap. Sigur că nu în toate formele de ei, dar există multe astfel de experiențe ale unei suferințe care nu știu ce. Nu-mi propun să vă spun prea multe, aș vrea cât mai puțin, mai pe scurt, mai succint. Și o să vedeți că mai există un aspect, dar nu vă spun acum, în sensul în care nu vreau să vă spun ceva. Ideea este că aș vrea să fac o mică meditație la acest latit pe care l-am anunțat cu preasfințită Părinte Sofia. Și anume, suferința și rostul vieții. Faptul că e rostul și nu sensul are un rost. Are un sens. Are o semnificație. Putem la diferiți acești termeni, suferința, rostul și viață. Putem așeza în mai multe feluri. Putem de pildă să ne gândim așa. Vorbim de suferința vieții și rostul vieții. Adică viața are și suferință, are și rost. Și cumva suferința și rostul se împletesc. Fără îndoială. Dar putem privi un pic și diferit, adică să zicem așa, suferința pe de o parte și rostul vieții pe de altă parte. Ca și când, sigur, viața are rost, dar suferința îl contrazice. Suferința vine cu ceva care, așa cum spuneam adineaur, parcă pune sub semnul întrebării acest rost. Parcă cu cât mai multă suferință, cu atât mai puțin rost. Și cu cât mai mult rost, cu atât mai puțină suferință. De multe ori gândim în acești termeni a unei complementarității reductibile, de fapt, suferință și rost. Deși, când am formulat, când am ales rost și nu suferință, iertați-mă, rost și nu sens, sensul vieții, ar fi putut fi o variantă, nu mi-am dat seama la ce mă expun alegând acest cuvânt rost. Nici nu mi-am adus aminte, cum mi-am adus aminte ulterior, de faptul că între cei mai importanți oameni de cultură români în secolul trecut. Constantin Noica a scris o lucrare formidabilă, celebră, un manual de spiritualitate românească, în sensul mai cultural, cuvânt împreună despre rostirea românească, brodând în jurul semnificației acestui termen. Așa că sunt dați și nevoie să mă inspir puțin din Constantin Noica și să observ că cuvântul rost e productivă în limba română, adică ne dă rostul, ne mai dă și rostirea, a rostirii, a vorbirii, a grăbirii, și ne mai dă și rostuirea. A rostui înseamnă a face rost. Să fac rost de cutare, cred că multe lucruri ați făcut rost pe aici și le-ați folosit. Deci avem cel puțin aceste trei sensuri care sigur că trebuie să aibă legătură între ele. Rostul, rostire înseamnă a formula un rost, a găsi un sens, nu? A rosti ceva înseamnă a identifica rostul, a găsi sensul, a găsi semnificația, noima, nu mai spune mai pe frumos. Rostuirea înseamnă a înzestra cu ceva, nu? Că ne gândim la rostuirea copiilor, la rostuirea unei meserii, la rostuirea unei, la o chivenisie, la o rânduială. Sigur că dacă luăm acum aceste trei, cel puțin, semnificații și le gândim că viața are un rost, are o rostire și are o rostuire, ne poate spune multe lucruri, dar nu îmi propun să merg prea mult în direcția aceasta, pentru că simt că mă ia valul și am promis să fiu scurt, ceea ce e foarte greu pentru un cadru didactic. Mă iertați. Mă întorc la problema suferinței. Are suferința de un rost?
Are vreo rostire? Are vreo rostire suferința? Cum privim legătura între suferință și aceste trei perspective atât de apropiate și totuși fiecare cum o înțelegem? Rostul suferinței. Mai am un lucru. Rostirea suferinței, da. M-am promis să vă vorbesc despre suferință. Să rostesc ceva despre suferință. Oare și suferința mi și rostuiește? Ne înzestrează cu ceva? Cu ceva bun? Ceva pozitiv? Sigur că e cazul să ne întrebăm dacă putem conjuga, să zicem, sau, mă rog, asocia aceste semnificații cu suferința. La prima vedere, parcă totuși nimic nu e mai opus rostului ca suferință. Parcă îl contrazice de-a dreptul. Când dăm de suferință, ne întrebăm, oare ce rost are? De ce sufăr? De ce? Care e rostul suferinței? Sau n-are niciun rost? N-are rost suferința. Ce ne facem? Și totuși, nu ne dăm bătuți. Continuăm să întrebăm. Și luăm la rost suferința. Ne luăm la rost viața noastră? Îi luăm la rost pe ceilalți pe care de multe ori acuzăm că sunt pricina suferinței? Din cauza ta? Din cauza celor? Și mai luăm la rost și pe Dumnezeu? Ce înseamnă a luăm la rost? Înseamnă a întreba cu privire la rostul pentru care eu sufăr. Dumneavoastră suferiți. Toată lumea suferă. Copiii suferă, inocenții suferă. Doamne, de ce? Îl rom la rost pe Dumnezeu. De ce sufăr? De ce eu? De ce copilul meu? De ce inocentul acesta? De ce cei 14.000 de copii? Asta înseamnă că vreau la rost. Dar nu cumva suferința ne ia la rost pe noi? Parcă ea ne ia la rost pe noi, pentru că ne întreabă cu privire la rostul vieții noastre. De la de ce sufăr, la de ce trăiesc. Ce caut eu aici? De ce sufăr? De ce trăiesc? Care e rostul meu pe lumea aceasta? Suferința are această putere extraordinară. Poate cu puține alte lucruri, alte experiențe în viața noastră, de a ne lua la rost. De a ne pune în față aceste întrebări, cum să-i spunem, de neocolit. Care rostul meu? Pentru ce sunt în mine? Am un rost aici? Sau sunt un încurcă? Cu toate că nu este ușor să rostim despre suferință, dar vedeți că ea rostește despre noi. Ne pune ea întrebarea cu privire la noi. Dacă vreți să folosim și un mic joc de cuvinte, dar nu sunt sigur că e doar un joc, suferința ne răstește. Pentru că ne pune fără nicio milă, fără nicio cruțare în fața acestei mari întrebări. Ce e cu noi? Ce căutăm în lumea asta? Care e sensul vieții noastre? Cu ce ne împlinim? Desigur că, iarăși, suferința, dacă o privim cu atenție în raport cu rostuirea, suferința nu ne rostuiește, în sensul că nu ne împlinește, nu ne dă un sens al vieții, nu ne dă un conținut pozitiv al ei. Nu ne putem împlini prin suferință. Nici din punct de vedere creștin, suferința nu e niciodată un scop în sine. Este doar un lucru. Nimeni nu ne invită să suferim ca să ne mântuim. În
în sensul în care prin însă suferință ne mântuim. Nu trebuie să mai facem nimic altceva, doar suferim și ne mântuim. Ea poate fi mijloc, este o cale, dar nu este scopul, nu este finalitatea. Nu suferință. Mântuirea nu se încheie pe cruce. Trece prin cruce, trece prin moarte, trece prin ea. Dar, cum zice Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos l-a înviat. Deci suferința nu ne rostuiește, nu ne dă conținuturile pozitive ale vieții. Prin urmare, ea nu poate să fie rostul vieții noastre. Nu este rostul vieții noastre să suferim. Dar atunci ce rost are suferința? Dacă suferința nu este rostul vieții, poate este revelatorul rostului suferinței, rostului vieții. E un cuvânt foarte interesant și, cu siguranță, l-ați mai întâlnit. Nu mă refer la aspectul teologic, la sensul teologic în prima instanță, ci la cel mai comun, de pildă, în medicină se folosește ceva ce se numește substanță de contrast. Și cei dintre noastre care poate vă mai aduceți aminte cum se făceau fotografiile pe vremuri, știți că în arta fotografică, dacă se făcea cu film, cu negativ, făcea într-o negativ, o scotea din aparate, ducea într-o cameră obscură acolo, așa, și proiectai lumina prin negativ pe o hârtie și după aceea hârtia aceea se introducea într-o substanță foarte acidă, foarte corozivă, care se numește revelator. Suferința este un revelator. De ce? Pentru că ea ne scoate în evidență ceva. În contrast, ea scoate în evidență un rost al vieții. În felul în care ea se răstește la noi, ne răstește, ea scoate în evidență tot ce e întuneric în viața noastră. Tot nerostul sau fără de rostul nostru, toată nerostirea noastră, câte lucruri nu ascunde, nu ne avem curajul să și toată nerostuirea noastră. Pentru că suntem cum suntem, mai mult gol decât din multe puteri de vedere. Ei bine, am putea să privim suferința și rostul ei în felul acesta. Nu ca un rost al vieții, ci ca o rostire în contrast cu privire la rostuirea vieții. La ce rol are viața pentru noi, semnificația vieții pentru noi? Și ea ne oferă negativul. V-ați uitat, nu ați văzut fotografii negative sau filme negative, da? El conține tot ceea ce este în realitate. Numai că este întors altfel, privit altfel, ne obligă să recompunem imaginea reală, realitatea asta. Putem să formulăm și teologic, într-un anumit fel, această concluzie, să zicem că am și ajuns la ea, că suferința este o modalitate de revelație în contrast. Și ca atare, ea slujește, sau de ea se slujește Providența Divină, tocmai pentru a ne scoate în evidență, pentru a ne developa, ca în arta fotografică, care sunt lucrurile în care suferim de lipsă de rost, de lipsă de rostuire, de rostuire și de lipsă de vă mulțumesc. Acum să vedem rostul mai departe.
eu nu știam cum o să abordați și n-am vrut să spun înainte, la introducere, Părintele Teofil, un om care s-a confruntat cu suferința, spunea că suferința este o realitate, o taină și o problemă. Nu știu dacă știați asta. Am auzit. Atunci, om care a trăit suferința și spunea că este o realitate, te confrunți cu ea. Este o taină pe care nu o înțelegi de foarte multe ori, cel puțin atunci, și căreia trebuie, încerc să-i cauți rostul și pricep cât pot să pricep. Pentru că și aflarea rostului depinde de capacitatea ta de a-l percepe. Și este o problemă pe care o ai de rezolvat fiecare. Și e foarte greu când te confrunți cu ea sau când... Cred că problema cea mai mare, mă gândeam acum, este tocmai atunci când nu înțelegi rostul. Că dacă îi înțelegi cumva rostul, o accepti și o duci. Ce te faci când nu vezi rostul, când ți se pare că este irațională, că este împotriva dragostei lui Dumnezeu pentru tine, pentru noi, că poate îți răpește cea mai bun, cea mai sfânt pe lumea asta și nu poți să-i vezi rostul. Ce faci atunci? Un filozof german, austriac de fapt, Wittgenstein, a zis despre ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă. N-am de gând să țin tot așa în filozofie, pot să revin mai pe pământ. E greu de, în special cred eu că o mare dificultate este, sigur, și pentru cel în cauză, dar pentru ceilalți e foarte greu să vorbești despre suferința altuia. Există un mare risc a vorbi cu ușurătate despre suferințele celorlalți. Poate, sigur că ajută, de multe ori, un cuvânt bun, sigur, o încurajare, măcar atâta, dacă nu și lucruri mai importante. Și, eu știu, rostul cred că nu ni-l dăm noi, de fapt. Nici nu ni-l identificăm noi, nu-l inventăm noi, cumva îl descoperim. De aceea am și încheiat cumva, adică ați văzut, n-am invocat deloc niciun pic de teologie decât la urmă. Cumva, până la urmă, cred că cel mai important lucru într-o orice suferință este căutarea spre cel care e. Numai el știe rostul. Rosturile și rostul, poate cu majusculă, adică în sensul cel mai profund cu putință. Adică, nu știu dacă... Contează și să fim, să încercăm să tratăm sau să rezolvăm o problemă. Să, vedeți, există și o ambiguitate aici în suferință, și anume că, neînțelegându-i rostul, încercăm să o rezolvăm, să fugim de ea, să o rezolvăm, cum zicem. Da? Însă s-ar putea ca nu asta să fie cea mai folositoare strategie, să fugim de răstirea suferinței, ci să ne întrebăm cu privire la rostul ei, ce nerost am eu, în ce fel nu, viața mea nu e rostuită, de ce nu sunt împlinit, ce lipsește de fapt. Pentru că eu ca asta cred, că ne dezvolte undeva niște nu știu cum să spun, lipse pare prea banal așa, dar în orice caz, niște lucruri care nu sunt împlinite în viața noastră. Și atunci, poate că dacă o luăm așa, în felul acesta, ca o modalitate în care Dumnezeu ne provoacă să ne întrebăm mai profund, mai serios, mai adânc, mai decisiv, ce e cu noi și ce căutăm noi aici și ce, care e rostul nostru și ce să facem cu viața noastră, mă gândesc că n-avem ceva de... Adică avem numai de câștigat dintr-o asemenea preocupare pe care suferința ne constrânge să o avem în vedere. Altfel, noi de multe ori uităm că suntem
într-o căutare mai profundă sau că avem nevoie de o căutare mai profundă. Acum, poate că ar fi bine să spunem ca să știe și ceilalți, nu știu dacă Constantin Noica în respectivul articol, cred că da, nu e un comentar, ci el spune acolo că traducerea pentru la început a fost cuvântul, potrivit în românește, cu logosul din greacă, la început a fost rostul. Și chestiunea este dacă noi trăim cu convingerea interioară, care să dea Dumnezeu să fie simțământul interior, că în mâna lui e rostul, pe care îl știe și atunci când noi nu îl putem vedea, înțelege. Mai sunt niște suferințe și asta cred că e bine de spus în legătură cu rostuirea, care n-ar fi suferințe, pe care și le face omul singur dintr-o percepție greșită a realității. Și poate că de multe ori suferim cumva și inutil. Omul are nemulțumiri. Una din marile probleme este că trăiește viața prin comparație. Părintele Teofil insista mult pe faptul ăsta că viața nu se trăiește prin comparație. Spunea că există oameni care au depășit suferința. Bineînțeles că se avea și pe el în vedere într-o anumită măsură. Adică într-o stare de suferință nu mai trăia starea respectivă ca suferind, ci ca normal al lui. Ca rostul vieții lui în situația de nevăzător. A avut Dumnezeu un rost cu treaba asta și cred că e tare bine dacă ajungem la perspectiva asta, că nu înțelegem, nu știm de ce, dar Dumnezeu cu siguranță ne iubește și cu siguranță are un rost cu noi. Dar eu n-aș vrea să încep acum să vorbesc a doua conferință, mai las și pe alții, că poate sunt alte întrebări sau comentarii sau provocări. Și așa că vă rog frumos. Aș pune o întrebare. Mă gândeam că în cadrul Sfintei Liturghii noi rememorăm suferințele Mântuitorului. Și care ar fi rostul acestora, acestei rememorări și dacă această rememorare ajută la depășirea suferinței în general? Cred că vă este adresată întrebarea. A, nu cred că dumneavoastră. Cui e adresată? Păi nu, nu. Suntem în primă problematică cu suferința asta și Părintele tocmai a pus o întrebare, Părintele Tănasie, cu rostul comemorării suferințelor pătimitilor Mântuitorului în Sfânta Liturghie. O să încerc să răspund folosindu-mă de învățătura tradițională cu privire la pătimirile Mântuitorului, care sunt ale noastre, de fapt. Asta cred eu că pe scurt ne învață Sfânta Tradiție, că tot ce a făcut Mântuitorul a făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și că în fond e un schimb. În fond este un schimb. Până la urmă totul e legat de acest schimb. Dumnezeu fiind s-a făcut om ca să ia ale noastre, cu o singură excepție, păcatul. Și să suferă în locul nostru tot ceea ce noi merităm, de fapt. Lipsa noastră de rost, de rostire și de rostire. Pentru că nu putem singuri, nu putem altfel, nu avem nicio șansă altfel să ieșim din un cerc vicios. Pentru că
îl constatăm asta. Suferința, sigur că Dumnezeu îngăduie ca să ne învețe ceva, să ne descopere ceva. Dacă nu învățăm din bine, poate învățăm din rău. Și asta este o experiență comună, foarte curentă, că pentru a învăța ceva, pentru a ne veni mintea la cap, cum se zice, de multe ori trebuie să dăm cu capul în dreapta, în stânga, sus, jos și după aceea știm că pe undeva printre ele este, de fapt, locul potrivit să trecem. Numai că, asta am vrut să spun, că numai suferința singură nu este mântuitoare, pentru că este ambivalentă. Suferința nu numai că ne poate ajuta să ne îmbunătățim viața și să fim mai înțelepți. De foarte multe ori suferința ne înrăiește. Suntem mai răi în urma unei experiențe de suferință. Nu înseamnă că e obligatoriu. Deci nu ea în sine ne face mai rău sau mai bun. Sigur, felul în care o trăim, felul în care o înțelegem sau nu înțelegem, felul în care reacționăm, cum ne raportăm la ea, cum ne raportăm la suferința noastră, celorlalți. Experiența, iarăși, foarte cotidiană, foarte obișnuită, foarte curentă, este că tendința este de a, în fața suferinței, de a încerca să fugim de ea, să o evităm, să scăpăm de ea, să uităm de ea, să evadăm din suferință în tot felul de surogate, adică lucruri care să o copleșească în intensitate și ca să nu mai... Să nu mai simțim, de să ne modificăm propria noastră percepție, eventual, cum fac cei care recur la alcool, la droguri și la nenumărate alte modalități de a uita sau a scăpa de suferință. Numai că asta nu face decât să amâne problema, să o facă mai gravă, dăm dintr-o suferință în alta și așa mai departe. Nu este ceva care ne ajută. Ca să ne poată, ca să putem ieși din această legătură negativă a unei suferințe cu altă suferință și așa mai departe, a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să se facă om. Și numai suferința Lui este mântuitoare. Nu există altă suferință mântuitoare, cred eu. Nu există altă jertfă și alte pătimiri. Iar ceea ce săvârșim la Dumnezeiasca Liturghie, aș îndrăzni să spun că nu este o rememorare. Deși folosim, sigur, termenul de anamneză, teologii sunt obișnuiți cu asta. Încercăm să intrăm, să profităm, cumva să ne însușim. Nu? Cum se zice în teologie? Soteriologia subiectivă. Să ne însușim singurul lucru care este mântuitor pe lumea asta, și anume ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Viața Lui, suferința Lui, pătimirile Lui. Nu să limităm. Nu cred că îl putem imita. Nu știu dacă cineva îl poate imita, dar eu mă îndoiesc că cineva îl poate imita. Și pentru motiv destul de simplu, cumva, pentru că nu știm. Mare problemă este că noi nu știm, de fapt, ce să facem cu suferința noastră. Suntem scufundați, așa cum stau peștii în apă, noi suntem scufundați într-un ocean de ignoranță și de neînțelegere și dibuim. Sfântul Pavel zice că suntem ca nevăzătorii sau miopi, cel puțin, așa cum sunt eu, care tatonează, da? Un bețigaș, nu? O persoană care... De aici încolo, tot așa, tot încercăm. Nu cumva e o groapă, nu cumva e un deal, nu cumva e o pilă. Dar nu avem viziunea, nu vedem, nu știm încotro ne ducem. Și din cauza asta nu știm nici cu bucuriile, nici cu suferințele, de fapt. Încotro ne duc ele și ce să facem cu ele. Cred că singura noastră șansă este aceasta, de a ne însuși, de a ne face părtași, de a ne uni cumva. De fapt, de a face schimbul. Pentru că dacă Domnul nostru Iisus Hristos a venit să facă acest schimb, da? Să ne dea ce are El mai bun ca și să ia, nu, să ia ce avem noi mai rău ca să ne dea ce are El mai bun, atunci, într-un fel, singura problemă, nu cumva să nu ratez eu.
Noastră toți a reușit, eu să nu văd acest schimb. Și ce să fac la liturghie? Înainte mă duc și fac bagajul. Pun acolo frumos, în pachet, în rucsac, în lesagă, toate păcatele, toate necazurile, neputințele, nerosturile, nerostuirile, nerostirile, toate le iau în spate și mă duc în față și le spun. Tu ai zis că le iei. Asta spune. Ți le-am adus, primește-mă și pe mine, te-ai primit pe frații ăștia, ia-mă și pe mine. Cred că asta e cumva ceea ce putem face, sau mă rog, suntem chemați, sau învățați, suntem învățați să facem, dacă reușim sau nu. Nu știu, simt eu cumva că e o mare problemă că nu avem curajul uneori să facem asta, nu ne ducem în felul ăsta, sau cel puțin eu nu mă duc, nu mă ajung acolo. Nu mă duc o toată în încrederea că se petrece acest schimb, că dau ceva și iau ceva. Mă duc să primesc așa, dar poate nu sunt dispus să dau. Nu sunt gata să renunț la suferințele mele. Mai există un lucru foarte neplăcut, după părerea mea, cu suferințele. Și anume, faptul de a te complace în starea de victimă. A fi victimă unei suferințe, a unor semeni, nu e plăcut, dar un mare avantaj. Că nu ești tu de vină. Răspunderea s-a mutat pe ceilalți. E o mare compensare și uneori e mult mai comod. Și atunci nu renunț la suferința asta. Continui să beau, deși știu că nu face bine. Pentru că în felul ăsta îi învinovățesc pe cei din când voi sunteți de vină, că eu sunt nefericit. E mai comod decât să mă lupt, să încerc să văd ce cu nefericirea asta mea. Ce temă îmi dă providența când mă lasă să fiu nefericit? Mă trimite și spune, fă tema despre rostul tău, despre rostuirea ta pe lumea asta. Dar poate că nu-mi convine să-mi fac tema asta. Am învățat să fiu leneș și să fiu indulgent cu mine, nu sunt bineînțeles nici cu ceilalți. Și să aștept ca ceilalți să facă ei, să mă ia ei pe spate, să mă compătimească, să zică, vai ce suferi, o, ești un... Bineînțeles că nu ajung nicăieri. Dar, din nefericire, este un mod de a uita, de fapt, de adevărata problemă. Adresând-o, de fapt, sau trimițând-o, pasând-o, cum se zice așa, într-un limbaj mai puțin academic celorlalți. Da? Voi trebuie să rezolvați mie problema, voi sunteți de vină, voi sunteți cu tare și sigur că facem asta și în raport cu Dumnezeu. Nu știu, poate că nu m-am spus prea mult. Nu este o formă de manipulare? Da, dar e un cuvânt foarte dificil. Și când cineva se gândește la sine că ar putea să manipuleze pe alții, e foarte inconfortabil. Vă rog. Dacă revin, aici se vorbește despre avantajele secundare, terțiare și partale ale bolii, în care omul are nevoie de atenție, celălalt, cum spunea, se vină pe celălalt. Și așa și întreține boala de obicei. Da. Da. Există... Dar nu face pe rus, nu face într-un mod rău știe. Sau la limite. Poate există, nu știu, cred că cuvântul e important, pentru că scoate în evidență, nu cred că suntem chiar atât de inconștienți. Nu cred că suntem... La un punct, cred că este o... Probabil, dar... Cred că nu în întregime, atât de inconștienți încât să nu mai avem nicio șansă din cauza acestei inconștiențe.
că atunci, într-adevăr, am fi victime. Adică nu ar mai depinde nimic de noi. Deci dacă am fi cu adevărat, cu totul inconștienți de complacerile acestea în care găsim, atunci chiar ar depinde numai de ce fac alții sau de ce ar face Dumnezeu. Dacă mai avem încă totuși o minimă responsabilitate, înseamnă că e ceva de care suntem conștienți și ar trebui să... Sigur, nu vorbim de bolile mentale, să spunem, de situații irresponsabilitate în sens medical, să zicem. Dar în rest, cred că e ceva acolo. Sigur că e important să ne evalueze alții. Deci, la duhovnic. Și să ascultăm de evaluarea lor. Să ne ascultăm de evaluarea lor. Dar, încă o dată, nu e confortabil. Cred că e foarte, nu știu, cel puțin mie asta. Mi se întâmplă uneori să mi se sugereze sau să mi se spună de-a dreptul că anumite lucruri din viața mea, în anumite aspecte, încerc să manipulez. Sunt puține alte cuvinte care îmi creează o stare mai neplăcută, să zic așa. Nu știu de ce, poate numai cazul meu, dar mi se par între cele mai grave acuze pe care pot să aduci un om că e manipulator, că manipulează. Nu știu de ce, poate mă ajutați dumneavoastră să-mi dau seama de ce e atât de, un cuvânt atât de... Nu știu, parcă pune degetul în rană, așa, nu știu. Da. A fost la un moment dat suferința, o stare de siguranță, în sensul în care numai acolo mă cunosc pe mine, știu cum reacționez și dacă cumva încerc să ies din starea aceea, chiar dacă este de victimizare, care e limita, care e pragul, cât de fin este? Cred că e variabil, în funcție de fiecare caz în parte, însă sigur că ne și obișnuim cu o anumită suferință. Avem și această capacitate de a ne obișnui cu suferința, de a ne instala în suferință. Sigur că nu în orice fel de suferință, sunt unele care ne invalidează total, în fine, dar există posibilitatea asta să ne acomodăm cumva, să găsim un modus vivendi, să, în fine, și sigur că asta este situația persoanelor în general, nu moral vorbim, ci ca și condiția persoanelor cu dizabilități, dar cine nu are dizabilități? Dacă suntem atenți, și nu numai fizice, ne fiind desăvârșiți, cu toții am putea să ne considerăm dizabili, tot felul de puncte de vedere, însă ce spuneți mi se pare într-adevăr iarăși un lucru foarte interesant și important, practic vorbind, deși vedeți că tot timpul am tendința să teoretizez, dar e important pentru că atunci când cel în cauză are în față o alternativă oarecare și conștient de alternativă, asta e o problemă pentru că dacă pentru a scăpa de suferința lui trebuie să treacă prin altă suferință, aici o mare problemă, că s-ar putea să o considere pe aia mai mare decât a lui. Pe cea pe care Toma nu are. Subiectiv vorbind, obiectiv poate nu este același lucru. Și în orice caz, poate că merită o suferință chiar mai mare decât dacă te ajută să ieși din cea în care te afli. Însă, nu e niciodată, după părerea mea, ceva ce ne atrage. Suferința nu cred că e normal, nu ne atrage în mod normal, nu ne dorim să suferim, nu ne le dorim nici altora, să zicem în principiu. Și totdeauna există o mare, poate chiar lașitate, în orice caz lipsă de curaj, de bărbăție, nu? În fața acestei provocări a unei ieșiri prin suferință. Mă gândesc că ăsta e și unul dintre motivele de scandal ale creștinismului. Apropo de căpetenia mântuirii noastre, Mântuitorul, de suferința Lui și de cruce, noi punem crucea mai sus decât toate lucrurile pe lumea asta, fizic vorbind, o punem deasupra tuturor. O înălțăm atât de sus încât
poate la un moment dat, sigur că nu vreau să spun să o dăm jos, dar vreau să spun că în simbolul acesta e o încărcătură teribilă. Practic suntem invitați să ieșim din tot ce înseamnă tragedia suferinței, drama și tragedia suferinței, trecând prin suferință, trecând prin ea, nu ocolind-o, nu reparând-o, nu depanând suferința, nu inventând ceva care să o elimine, da? Ci asumând-o. Acest prin moarte călcând e teribil. Sigur, Sfântul Pavel îmi spune lucrul ăsta, că crucea este pentru cuvântul crucii, rostul crucii, logica crucii, cuvântul crucii este pentru unii zminteală, pentru alții nebunie, și nu numai pentru păgâni și iudei, ci pentru noi creștini, pentru subsemnatul. Mă rog lui Dumnezeu să mă ajute în diverse feluri. Dar mi-e și teamă de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că mi-e teamă nu cumva să vrea să mă ajute invitându-mă la o suferință. Nu toată lumea are aceeași părere. Acum eu vorbesc la persoana întâia de data aceasta, chiar referindu-mă la mine. Uneori vorbesc la persoana întâia și generalizând, dar acum chiar la mine. Cred că asta ține cumva și de o... poate și de o moștenire. Am avut în familie persoane mai anxioase, așa. Mamă, fii cu minte, grijă să nu ți se întâmple ceva, nu știu ce. Deci probabil că există și niște contribuții care vin de dincolo de noi. Într-un complex de anxietate, de temere și așa mai departe. Însă, până la urmă, problema este că dacă ne mișcăm sau nu de acolo, adică degeaba invoc eu toate scuzele și circumstanțele atenuante și ereditatea și nu știu alte, câte multe alte lucruri. Oare există altă variantă decât asta? Există un alt pasaj spre Împărăția lui Dumnezeu decât crucea lui Hristos? Încă o dată, e a Lui, nu e a mea. Numai că mie mi-e teamă să nu... să nu trebuiască să ne însușești ceva de acolo. Ce să facem, Preasfinția voastră, cu creștinii cărora le este frică? Se zice că tot felul de, sunt o listă de vicii care nu vor moșteni împărăția celor. Mi-e teamă că și fricoșii sunt pe lista aceea. Sigur că avem și niște cuvinte de îmbărbătare. Dar nu știu cum le traducem în practică, pentru că un cuvânt de îmbărbătare este... Când sunt slab, atunci sunt tare. Sau, îți este de ajuns, arul meu, că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Cum o fi putut, ce-o fi putut înțelege Sfântul Pavel din așa ceva? Se spune Mântuitorul Iisus Hristos, da, să nu te mai plângi atâta, că forma cea mai înaltă a puterii mele ca Dumnezeu este slăbiciunea. Să mă iertați, dar nu știu, asta e într-adevăr, e zminteală, nebunie, tot ce vrei, nu știu, nu înțeleg nimic. Sau, cred că mai zice câteva lucruri de genul ăsta, Sfântul Pavel, nu mi-aduc aminte acum chiar toate. Nădejde, nădejde, nu, e ceva acolo. Și e cel mai prăpădit, cel mai fricos dintre oameni, poate are și el o șansă. Dar încă o dată, marea problemă este cum să găsim noi în cotloanele, în structura asta noastră, în dinamica asta vieții noastre lăuntrice,
Zice Sfântul Pavel, undeva ne dă și soluția, da? Multă teorie fac eu în seara asta. Zice așa în Epistola către Romani. Suferința aduce răbdare. Răbdarea aduce încercare. Încercarea aduce nădejde. Și nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Acum vă rog să îl întrebăm pe Sfântul Apostol Pavel ce a vrut să zică cu lanțul ăsta de lucruri tulburătoare de la prima. Pentru că dacă zici așa, suferința aduce răbdare, eu așa îmi imaginez că vrea să spună că mă gândesc ce-o fi vrut, la ce răbdare se referă, sau ce-o fi aia răbdare. Și mă gândesc la mine, la faptul că n-am răbdare. Nu? Ce înseamnă că n-am răbdare? Înseamnă că nu mai vreau să sufăr, gata, m-am săturat, s-a terminat, nu mai vreau. Vreau să plece. Doamne, îndepărtează de la mine, du-o, ia-o, alung-o. Răbdarea este opusul. Sigur că nu sunt stare să mă rog Dumnezeu să îmi țină suferința. Dar Sfântul Pavel zice că asta aduce până la urmă. Cumva suferința aduce răbdare. Și că răbdarea te face încercat. Adică mă gândesc cum se zice că e un om încercat. Uite, cu tare un om încercat, a trecut prin suferință. Părintele Teofil a fost un om încercat de suferință. Îndelung încercat. Adică n-a fost o chestiune pasageră, trecătoare, așa, care s-a șters. A rămas. Încercarea, cred că e această rană sau această urmă adâncă a suferinței. Vezi, un om încercat, nu mai are unul, da? Pirații. Are cicatrice, el se întoarce la război, formă un picior, etc. Ăsta e încercat, omul care a trăit lucrurile astea și sunt încă în viu, pe viu în viața. Dar ceea ce urmează este cu adevărat, nu? Și că asta aduce nădejde și nădejdea are răsplata ei. Tot el vorbește în Epistola către Romani, zice Dumnezeul răbdării și a mângâierii. Și poate dacă îndrăznim așa cumva să ne gândim că poate este o definiție a lui Dumnezeu, cum este și iubirea o definiție a lui Dumnezeu. Ce-o fie aia, nu știu, dar Dumnezeu este și răbdare și mângâiere și dacă ne gândim cumva așa că Dumnezeu e mângâiere, înseamnă că El nu face altceva toată ziua decât se ocupă cu a-i mângâia pe altul. Asta este preocuparea Lui permanentă. Da? Poate că asta ar fi foarte bine de accentuat în legătură cu oamenii care au suferința de a nu putea depăși anumite slăbiciuni, anumite patimi sau anumită suferință. Și asta e suferința neputinței depășirii. Da, așa este. Ca să îți pui atunci încrederea în Dumnezeu mângâierii. Vă spuneam la început că am vrut să evit ceva. Și am vrut să evit exact ceea ce am făcut și anume să vorbesc despre suferință, să invoc pe Dumnezeu și mângâierea lui Dumnezeu, pentru că e mult prea ușor să vorbim despre aceste lucruri, să le citez, e ușor să le citez, le-am învățat, le citez, dar oamenii au nevoie să simtă această mângâiere. Să o simtă. Asta au nevoie. Nu avem mare folos din pledoarii pentru rostul soteriologic sau de mântuire al suferinței. Sigur că sunt importante, nu spun că nu avem nevoie de ele, dar cu adevărat nevoie avem să simțim această mângâiere. Și
Poate că singurul lucru care... Dar și asta este cumplit. Poate că singurul lucru care, pe care poate face un om care nu e în stare de nimic altceva este să se arunce cumva așa în adâncul răbdării și mângâierii lui Dumnezeu, în adâncul iubirii lui Dumnezeu, însă de dimineață am zburat cu avionul și eu am rău de înălțime și când mă gândesc la această încredințare în raport cu Dumnezeu, mă gândesc la cum e să sar cu parașuta fără ea. Să ai și rău de înălțime, să ajungi și în avion, să deschizi ușa, să te uiți în jos și să te arunci. Și să n-ai nimic în spate, nicio siguranță. Nu știu dacă asta e posibil. Nu știu, eu n-am reușit. Adică să te arunci în sensul că ceea ce te așteaptă este mângâiere. Și de fapt, iară să mă iertați că tot, numai dacă mă întrerupeți, mă opresc. Asta e ceva deosebit. Mântuitorul spune asta, să știți. Zice că ești așa undeva pe mare, în mijlocul oceanului, schimb un pic registrul metaforii, da? Ești mare, în mijlocul oceanului, a furtunii, și te ții de un lemn. Acolo, ai scăpat și tu pe un lemn. Asta. Și cu cât te ții mai strâns, se aude o voce care spune, dă-i drumul la lemnul ăla. Că dacă te ții de el, o să pierzi, dacă îți dai drumul, o să te salvezi. Nu e așa că Mântuitorul a zis asta? A zis, devoiește cineva să vină după mine. Și să-i dea drumul. Pentru că se va ține, o să piară. Iar dacă își dă drumul, se aruncă din avion fără parașută sau e în mijlocul oceanului și dă drumul la lemn, la bârna aia de care se ține, e șansa lui. Acum puneți acolo un fricos ca mine. Știți că există o povestire, ca să și concretizăm cumva. Vă mulțumesc, Maxim. Treaba asta. Un alpinist a căzut pe munte și s-a agățat de o frânghie ceva și a auzit vocea interioară, dă-i drumul că să scapi. Nu i-a dat drumul. A doua zi l-au găsit înghețat, picase după ce a înghețat acolo, era la un metru de pământ. Dar n-a avut curajul să-și dea drumul. Ne teamă că nu e o povestire. Ne teamă că e o realitate foarte neliniștitoare. Mai avem vreo două părintele și intensa mi se pare mie. Aia, părinte. Domnule profesor, cred că dumneavoastră nu vorbiți pur teoretic, sunt convins că este o schemă care decurge din propria noastră viață, cel puțin așa aș deduce eu. Ce să facem că problema suferinței este una din cele mai spinoase, se poate, existențe în urmarea teologiei, în mod reflexiv, să caut un răspuns la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este văzut ca instanța socială supremă. Atunci când ne spunem că Dumnezeu ne mântuie, înseamnă că ne mântuie în urma unei suferințe, nu? Sau în urma unui păcat ca suferință. Are nevoie omul neapărat de o suferință ca să constate, să se sesizeze iubirea lui Dumnezeu în creație? Sau, pur și simplu, suferința este îngăduită de Dumnezeu ca un clopoțel, m-am spus, ca un fel de principiu care ne prostuiește cumva și răstește la noi. Deci, este răul necesar al creației, în general, nu al creației stabilit de Dumnezeu, ci prin defazarea omului de la scopul principal. Numai așa am putea înțelege noi oamenii. Sau oamenii au posibilitatea și se constate mângâierea lui Dumnezeu până afară, în cadrul de suferință, empiric, așa. Nu.
Nu ați găsit o întrebare mai ușoară pentru mine. Pentru mine, problema noaptea odicei, a răului, ce să ne facem? Nu știu să vă răspund, evident că n-am gândit să știu asta. Însă e mult prea prezentă și rău și suferința în viața noastră. Într-un fel, împind să vă răspund că, într-un fel, e irelevant să ne punem această întrebare. Tocmai pentru că nu prea vedem vreo situație de oameni care să nu sufere sau să nu aibă face cu rău, într-un fel sau altul. Dacă Dumnezeu ar fi putut face lumea în așa fel încât să îl cunoaștem fără să suferim, asta o să spun în mod retoric, știți că... Nu am niciun fel de nimic, n-am nimic de spus despre asta, nu am idee. Însă, ceea ce semnalez în ceea ce spuneți e un lucru foarte important și prezent, într-adevăr. Noi nu prea știm să ne bucurăm de ceea ce avem. Iarăși, poate greșesc generalizând, a trebuit să vorbesc despre mine. Sunt un om care nu știu să mă bucur despre darurile lui Dumnezeu. Pentru că nu știu să mă bucur de darurile Lui, depinde că mă trezesc dimineața, că sunt aici cu dumneavoastră. Mă bucur că cap de suferință. Ce bine mă simt că nu mai am necazul care l-am avut până acum. Că am scăpat de cutare, de cutare, de cutare. Sigur că, de fapt, aici e o diferență, cred că psihologii vorbind, între bucurie și liniștire. Ele nu sunt chiar același lucru. După o suferință mă liniștesc. E un angel de satisfacție. Are altă tonalitate și cred că și o altă implicație existențială. Sigur, suntem de multe ori bucuroși cumva că am scăpat de un necaz. De pildă că am fost iertați. Ce mare bucurință ne prilejește Dumnezeu iertându-ne mereu. Foc automat așa într-una, tot iată, tot iată. Ma, dacă nu ești obișnuit de asta, spune. Că atunci am crede că Dumnezeu mângâie doar dacă noi constatăm că am suferit sau... Și atunci am spune că Dumnezeu este sau acționează doar în urma unui strat de suferință. Și numai așa. Sau Dumnezeu trebuie să fie cumva răzbunătorul și corectorul de serviciu în viața noastră. Și asta cred că cumva implică și din partea noastră în general. Și o imagine pe care noi atribuim în mod direct lui Dumnezeu, consider că Dumnezeu numai așa ne va mângâia sau nu, nu încercăm să ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu sau ne bucurăm de El. Crezând că Dumnezeu acționează cumva numai dacă cumva trăim o pedeapsă sau un fel de suferință. Noi așa ne imaginăm că Dumnezeu este fals. Să considerăm că Dumnezeu doar așa face în viața noastră. Și nu avem capacitatea, de fapt, să vedem primordial bucurie. Deci îl considerăm că Dumnezeu e pedepsitor și ce să ne facă, ce să ne mai pună pe drumă. Fie că, cel puțin așa înțeleg ce spuneți, fie că e pedepsitor, fie că nu știe să ne atragă la El, decât iertându-ne de pedepsele care le merităm. Nu? Că și asta ar fi o nuanță a ceea ce spuneți. Dar dacă, într-adevăr, e Părintele nostru, nu ne putem imagina că asta este, să zicem, rostul în care are Dumnezeu pentru noi. Însă, iarăși revenim la exemplul meu, pentru că nu știu să mă bucur de daruri, învăț ceva despre bucurie sau mă bucur ceva sau altfel spus. Încep să înțeleg ce înseamnă recunoștința, nu
în raport cu darurile, ci în raport cu depășirea unei suferințe, cu ieșirea dintr-un necaz. Cred că gratitudinea, mulțumirea, este un lucru care îl putem învăța din toate. Dintr-un prea plin al darului Dumnezeu. Poate avem prea multe motive să fim recunoscători și nu le sesizăm. Sau cel puțin unii nu le sesizăm, dar cel puțin eu. Și atunci, lăsându-mă să fac experiența lipsei, a suferinței, nu lipsa darului, suferința, așa cum mă lasă situația, nu mă pot plânge că prea mult, dar oricum. Dacă eu numai așa știu să mă bucur și numai așa știu să-i mulțumesc. Pot să pun o întrebare provocatoare un pic. Noi trăim aici într-un context multiconfesional. Și, pe de-o parte, avem toată teologia aceasta a suferinței și avem și limitările noastre în modul cum ne raportăm și la percepția lui Dumnezeu și la suferință, ce spunea și Părintele. Și văd pe de altă parte la mulți neoprotestanți în special o bucurie a darului lui Dumnezeu către ei pe care noi nu reușim să o percepem și să o trăim. Și atunci am pus problema, unde greșim noi? Că ceva nu facem bine dacă nu reușim să avem bucuria mântuirii, nu? Că asta ne rugăm, să dă mie bucuria mântuirii tale. De ce nu reușim să ajungem la asta? Ce bine era dacă l-aveam pe Părinte Teofil să-l întrebăm, că dânsul ne putea vorbi despre bucuria mântuirii. Ce om bucuros, plin de bucurie era Părinte Teofil. Cei care poate l-ați cunoscut sau l-ați văzut sau ați auzit de dânsul. Nu știu dacă creștinismul ar fi realmente credibil fără astfel de oameni. Adică, iarăși, putem ști să ne umplem capul tot foarte mult de toate lucrurile, dar să vezi un om care într-adevăr se bucură nu pentru că a scăpat de situația de nevăzut, ci pentru că vede cu ochii pe care nu îi vedeam eu darurile astea. Extraordinar. Părintele avea, nu știu, sigur că era ceva așa, sigur că avea și ceva nativ, așa ca să zicem, că primi și ceva, un talent pentru așa ceva, însă l-a știut să-l folosească din plin. Și cred că mai există, n-aș generaliza, nu cred că nu sunt în biserica noastră oameni ai bucuriei. Pentru restul lumii, pentru mine, să știți că m-am dus odată la Maica Siloana, Dumnezeu s-o odinească, mi-am duc aminte acum, și scandalizată. Am spus, cum ați putut să scrieți despre meșteșugul bucuriei? Am luat așa foarte aspru. Păi, ce fel de bucurie aia pe care ți-o faci singur? Meșteșugul bucuriei înseamnă că omul învață o meserie, un meșteșug, o tehnică, învață el acolo cum învață psihologia pozitivă sau cum... E o întreagă ramură în psihologie care promovează gândirea pozitivă, emoțiile pozitive, nu știu ce. Încrederea în sine, nu știu. Și am spus, Maica Siloana, da, dacă bucuria asta, sigur, nu mă refeream la bucuria lumească obișnuită, ci la cea în raport cu Dumnezeu. Dacă eu meșteșugesc eu ce valoare mai are, eu aștept altă bucurie. Nu vă pot spune ce mi-a făcut Maica Siloana, nu pot să vă reproduc, nu numai că suntem în Sfânta Biserică, nici în altă parte. Eu nu mi-am putut imagina că o femeie și un monah poate să-i spună niște vorbe atât de dure unui oarecare. Sincer. Și mai mi-a spus, domnule, ești, cumva n-ai înțeles nimica. Nu știi nimica, ai făcut un doctorat, n-are nicio valoare. Bine, nu s-a legat de doctoratul meu, dar vreau să spun, adică ceea ce mi-a spus așa, cumva că sunt o, cum se zice,
Pară măleață, mură mătăflață. Eu aștept, stau cu minte, sau, mă rog, mai puțin cu minte, de fapt. Eu fac de cap o viață și aștept să vină bucuria. Da? Mă complac în slăbiciunile mele, în adicțiile mele, în patimile mele, mă complac în slava mea de șartă, în toate lucrurile astea, mă tot complac, nu știu ce, și aștept să vină bucuria. Da? Și mă întreabă, ce aștept să vină felul ăsta? Ce fel de bucurie o să primești? Nu mi-a căzut deloc bine. Și nici n-am mai căutat-o vreodată, dar nu pentru că nu e... Pe Maica Siloana cea bucurie. Dar nu pentru că nu... Nu pentru că am scos-o din suflet. Pentru că, cum să vă spun eu, am simțit că m-am mustrat cu cea mai mare dragoste. Pentru că altfel n-avea curajul să-mi spună. Atât de... indecent, practic. Eu nu vă puteți imagina, dar vă sugerez, așa, că puteți să înțelegeți. Deci cum știu unii duhovnici? Însă nu era duhovnic, dar aproape. Da? Să te lovească exact acolo unde ești mai sensibil. Și cred că asta a vrut să-mi spun. În fine, deci nu am mai căutat-o, pentru că n-am mai vrut nici Dumnezeu să mă mai duc, să mai iau niște lecții asemănătoare. M-am complăcut în continuare în expectativă și în teoretizarea problemei bucuriei, în loc să țin de Maica Siloana și să învăț de la dânsa să fiu necruțător cu mine însumi și să mă arunc. Eu zic, până aici am zburat. Eu m-am ținut de frânghii, m-am legat de toate bețele care mi-au ieșit pe cale, de toate bârnele de pe apă, de toate m-am legat și de toate mă leg. Dar m-am săturat așa cum am dat. Poate că dacă mă țineam de... Mă duceam la ușa la Maica Siloana și băteam și mă rugam să mai spună câteva lucruri de genul ăsta, poate mă făcea și pe mine creștină așa. A amintit Maica Siloana cuvântul Sfântului Apostol Pavel, nu suntem stăpâni peste credința voastră, ci suntem împreună lucrători ai bucuriei voastre. Că merge în direcția ce a zis Maica Siloana. Dacă da, eu bănuiesc că a vrut să spună da. Că am și eu o contribuție, sau că avem și noi o contribuție. Că Dumnezeu ne oferă nenumărate ocazii de a vedea câte ne dă și câtă dragoste are față de noi și câte daruri ne oferă. Și dacă vede că n-are cu cine, ne lasă și ne, să ne dăm și cu capul de pereți. Dacă n-are cu cine, nu, ca să ne ofere, să ne învețe lecția, sau să mă învețe lecția recunoștinței, măcar din eșecuri, dacă nu din succesurile duhovnicești. Dar trebuie să am și o contribuție. Cumva. Cumva trebuie. Ceva un minim acolo. Și măcar asta, măcar predarea, măcar abandonarea, măcar facă-se voia ta. Pe care o pomenesc de fiecare dată când zic Tatăl nostru, facă-se voia ta și niciodată n-am gândit. Părintele. Aș avea și eu o întrebare, sper că nu este prea abstractă. Dacă suferința poate sau este revelatoare, prin durerea pe care o provoacă omului și prin faptul că oprește de la ceea ce îi aduce plăcere, poate omul să preîntâmpine ceea ce îi se întâmplă prin a învăța, anticipa ceea ce suferința ar trebui să învețe și automat să nu mai perceapă ceea ce se întâmplă ca suferință. Adică dacă cineva mă fură tot ce am eu, suflă că nu mai am nimic. Dar dacă sunt obișnuit să nu plec inima de lucrurile acestea, atunci acel lucru nu ar mai fi perceput ca suferință. Deci, slavă Domnului că există puțin. Asta vreți să spunem. Nu? Atunci aici e partea asta. N-are legătură cu ce există sau nu există în jurul meu, ci ceea ce există în mine. Dacă îți fură unul Sfintele vase pentru o duminică când mergi la biserică, cum pui problema? Exact. Asta vreau să mă păi întrebarea dacă s-a ales Sfinției sale Sfintele vase.
Nu-ți poate nimeni fura ceea ce nu ai. Da, dar în ce măsură ești legat de ceea ce nu ai? Să mă iertați, nu, n-am vrut să... Nu vreau să fiu ironic, dar... Nu știu, n-a zice așa că... Nu știu cum să vă spun. Adică încerc să evit un răspuns. Asta vreau să fac. În sensul în care, până la urmă, oricum aș întoarce lucrurile acestea, există un risc de a nu face voia lui Dumnezeu pentru că încerc să compensez, eu știu, niște lucruri, să-mi dau mie dreptate, să mă arăt ca victimă, să manipulez situațiile acestea. Cum încercăm uneori să manipulăm în bine, adică să primim darurile și să întoarcem spatele dăruitorului, tot așa putem și în suferință să vină suferința ca să ne învețe ceva și noi totuși să încercăm fie să o parăm, să nu avem de-a face cu suferința, fie să ne acomodăm în ea, să ne normalizăm, să o declarăm normală, patologia, să spunem că e bine să fie așa, să nu mai vorbim de păcat. Apropo de ce spuneați cu contextul contemporan, mă rog, vă refereați la neoprotestanții, acum mi-am adus aminte ce a spus, au mare, o chestiune foarte semnificativă în zilele noastre este că a vorbit de păcat, a devenit o erezie, este o... ești considerat, nu? Evul mediu, nu știu ce, oameni, hate speech. Promovăm ura și discriminarea sau, în fine, lucruri de genul ăsta. Cred că, apropo și de ce spunea Părinte înainte, asta și cred că și pentru că uneori cred eu că făcând legătura cu ce spunea spuneați preasfinția voastră adineori, parcă facem din păcat așa un fel de situație normală. E normal să fim păcătoși, e bine să fim păcătoși, pentru că asta e... De ce e bine să fii păcătoși? Vai, cum am putut să spun asta? Adică asta ne duce la pocăință și asta... Pocăința este calea mântuirii. Sigur, alternativa nu este să evităm să vorbim de păcat sau să refuzăm să vorbim de păcat sau să ne instalăm în, să ne complacem în situații de genul ăsta. Dar cred că e important și să reînvățăm cumva, să găsim un echilibru cumva în viața noastră. Eu cred că e ca, poate că ăsta e, nu știu, mă gândesc că am pomenit adineauri de rugăciunea Tatăl nostru, ca în relația cu părinții. Și cu cei care ne sunt dragi, la care ținem. Și suferința, și necazurile, și încercările asprimea părinților, asprimea altora, la altor oameni, altor semenei noștri care țin la noi, numai singură nu cred că ne poate... Undeva ceva pierdem, dacă relație doar aspră, iubire aspră, cum se zice în engleză. Adică părintele își iubește copilul, dar nu o sărută decât în somn. Ca nu cumva să îl răsesc. Deci cred că asta este o modalitate de a trăi dezechilibrat relația noastră cu Dumnezeu. Insistând numai pe suferință, pe dolorință, pe cruce, pe lucrurile acestea și pe pocăință și așa mai departe. Nu înseamnă că nu este necesar sau că nu există, dar cred totuși că Dumnezeu nu ne sărută numai în somn. Cred că este proiecția noastră de multe ori și de asta facem, da, Dumnezeu. Da, sigur.
cred că e spirul de să învățăm și cu părinții. Și eu mi-aduc aminte, am mai primit și bătaie. Mi-am mai și pedepsit tot felul de bătaie. M-au mai și pedepsit. Am atras și de urechi. Mi-era foarte teamă de tata, nu? Tata mă bătea foarte rar, dar... și nu consta decât într-o palmă. Dar supărarea pe care eu produceam, asta era lucrul care mă rușina cel mai tare. Deci dacă avea un efect pedagogic pentru mine, nu era durerea ca tare, cât ce simțeam văzându-l pe tata supărat pe mezină. Dar sigur că împreună, adică pe de-o parte, numai acest om bun pe care l-am simțit, numai dragostea lui, deci numai dragostea lui față de mine mă făcea să resimt această supărare ca fiind o limită, o barieră față de care îmi eram conștient că nu trebuia să trec, nu trebuia să ajung aici. Să nu fac ceva care să-l supere. Cel puțin nu atât de tare. Dar n-aș fi putut avea această semnificație, n-aș fi avut rostul acestei supărări dacă n-aș fi simțit în același timp dragostea lui. Asta am pățit de pildă, mi s-a întâmplat ceva similar, eram în liceu cu un profesor de matematică extrem de aspru, cu noi, cu toți, în urma cu mine, dar eu fiind și mai slab așa, eu simțeam mai bine ce înseamnă. Asprimea lui era un om care făcuse rugby la viața lui, un om solid, avea o mână teribilă. Când îmi dădea una pe ceafă, îmi sărea ochelarii și îmi dădea. De niciun alt profesor nu mi-aduc aminte mai cu drag. Decât de omul ăsta, pentru că am simțit că nu o făcea să mă umilească, nu o făcea să mă arete că nu știu, nu mă scotea la tablă ca să mă arete că nu știu nimic. Eu, cum știam, înainte că nu știu nimic, vroia să scoate ceva din mine. Și simțeam nu în declarații, ci în asta. Deci mi-a dat, dădea patru la teze, nu? Era un killer. Dar, vă spun sincer, a fost profesorul pe care l-am îndrăgit cel mai mult. Încă o dată, experiența similară, poate a contat și lucrul ăsta, că în clasele anterioare, înainte de liceu, am avut un profesor la fel de dur, dar pe care îl vedeam bucurându-se că nu știu. Treci la loc, nota 4, era o mare satisfacție. Și pentru mine asta era o rușine, dar care nu m-a ajutat la nimic. Ei bine, cred că cumva așa aici, cumva asta, nu știu cum să găsim asta, îmi pare rău că nu m-am mai dus la Maica Silvana să mă întreb, Maica Silvana, cum să dibuiesc eu și partea cealaltă, da? Acea dragoste care îmi oferă de toate. Dimineața, de când crăp ochii, până seara când ne-am adormit, sunt atât de multe lucruri care nu le-am făcut eu. N-am făcut eu avioanele, n-am făcut eu mările, oceanele. Da, celebrul dialog din Iov, da? Tu l-ai făcut pe ăstea. Da, mă iertați și vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare. Mulțumim și noi. Ne oprim aici sau mai e vreo întrebare? Doamne, Mihai, nu cred că întrebare. Da, mă iertați. Așa, vă mulțumesc. Am vrut să zic că vă mulțumesc permanent. Da. Păi eu n-am curajul să zic asta. Adică dacă zic eu asta, vă dați seama că nu mă fac teorie. Ca să cineva să spună că suferința e o binecuvântare, trebuie să trăiască, trebuie să o cunoască, să o simtă pe pielea lui. Eu nu pot să nu mă fac așa ceva. Nu pot spune că am ajuns la... Am citit despre asta. Am intrat odată într-o librărie și treceam într-o perioadă mai dificilă a vieții așa și am
pus mâna pe o carte care se chema Taina Suferinței. Am vrut să o împing la loc, dar nu știu de ce n-am putut să împing la loc și am rămas cu ea mâna. Am plătit și m-am dus acasă, după titlu. Am zis, dacă tot am dat banii pe ISO și deschid. Și când după ce am deschis-o, n-am mai putut să o închid la loc. Acum e în bibliotecă, dar în continuare e deschisă, în sensul în care mi-am dat seama, exact despre asta era vorba acolo. Că sunt unii oameni, că asta de aceea m-am adus aminte, că sunt unii oameni care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru suferința. Nu că îi mulțumesc așa, care îi spun, Doamne, eu eram mai viu când sufeream decât acum. Eu atunci am fost viu. Atunci am trăit, atunci m-am rugat, atunci am avut puncte, cealul respectiv. Și mi-am dat seama că omul ăsta nu e ca mine, face teorie, vinde castraveți grădinarilor și lucruri de genul ăsta și m-a șocat cu câtă franchețe și tot așa, cu o precizie de lasă pune problema aceasta suferință. Pentru că marea, cel puțin pentru mine, marea, un lucru care e atât de neabordabil în suferință, este tocmai faptul că e insuportabil. Într-un anumit fel. Adică ai suferință, care ai cocoloșit-o, dar ai cocoloșit-o, te-ai obișnuit cu ea și ai eliminat-o cumva, cel puțin aparent. Dar tocmai faptul că acesta este împotriva ta, este o adversitate, e o tăiere a voii. Părinții monahi să ne spună cum e tăierea voii de bunăvoie. Da? Eu știu cum e tăierea voii fără voie. Vine la cuțitul și pac, a tăiat. Ca la măcelărie. S-a dus. Nu mai e. Și cum să zici că asta este o binecuvântare? Am avut așa un dialog interior cu acest părinte și am dat cu cartea de toți pereții fiind intrigate. Cum poți să spun un om așa ceva și cu ce autoritate spune așa ceva? Adică ce fel de om are curajul să afirme lucruri de genul? Și până la urmă să știți că l-am întâlnit pe omul. La Tesalonic. În Panorama. Părintele Simeon Craiopolos. L-am întâlnit doar pentru binecuvântare. Era când am ajuns eu pe acolo, era acum 10 ani, cam acum 10 ani era, chiar în vara din 2012 și treceam cu mașina pe acolo, pe la Panorama și zice, uite aici este slujește Părintele Simeon Craiopolos, Virgil, mi spune. Păi zic, care Simeon? Nu. Zice, Părintele Simeon. Zic, care Simeon? Păi zice, cum care? Craiopolos. E serios? Fii serios. Da, gata, mă dau jos, mă duc înapoi. Nu, că nu te primește. Bun. Am aflat că are o mănăstire de măicuțe foarte frumoasă, m-am dus acolo, m-am vărât sub pielea măicuțelor și măicuțele m-au dus la Părintele. Deci Părintele i-a dat o binecuvântare. Și am aflat mai multe sigur despre Părintele Simeon, are multe cărți traduse în limba română. Și la noi la Pangar mai multe, da. De la editura bizantină. Ultima despre ascultare, iarăși o carte foarte aspră din multe puncte de vedere. Și ce să zic, am rămas cu cartea, ca să zic așa deocamdată, pentru că n-am ajuns la așa ceva. Nu vă pot spune eu dacă suferința e o binecuvântare. Ce v-am spus în seara asta este că e, cel puțin o putem înțelege ca o binecuvântare în contrast. Adică ea ne arată un contrast adevărat a binecuvântare. Cumva cel puțin o până aici am ajuns, mai departe nu pot merge. Mulțumim frumos atunci. Să mă iertați că plecând de la ce ne-a spus la urmă cu profesorul și dacă e binecuvântare, cred că numai dacă reușim să înțelegem că Dumnezeu ne iubește, avem șanse să asumăm, da, să acceptăm suferința. Eu eram la un moment dat la mănăstire și Părintele Teofil, într-un cadru, ce se întâmplase ceva mai negativ, nu știu ce, în mănăstire,
Și văd că iese părintele la spovedit, cum ieșea dimineața în timpul acatistului și al ceasurilor. Nu era nimeni în biserică și mă duc să-i dau mâna să-l conduc la paraclis. Zic, părinte, pe cine spovediți? Că nu-i nimeni. Zice, pe tine! Știți că părintele e numit Părintele Bucuriei. Dar părintele era și părintele seriozității, adică bucuria asta era dintr-o seriozitate a vieții asumate cu toate îndatoririle ei. Nu poți ajungi la bucurie, cum spunea deseori, întâi datoria și apoi bucuria. Deci asta chiar trebuie ținută minte, pentru că dacă nu ți-asumi datoria bucuriei superficială sau o emoție așa ieftină, dar bucuria adevărată este pe baza împlinirii, asumării vieții și a raportării la Dumnezeu ca Tată. Dacă nu îl acceptăm așa, atunci totuși pierde rostul cumva. Să sperăm că cele rostite au fost cu rost și o să conducă la o rostuire în viața noastră. Mulțumim frumos și să ne ajute Dumnezeu. Înainte, vă mai așteptăm când mai sunteți pe aici cu bucurie. Mai rostuim poate și altele prin împreună rostire. Acum zicem o rugăciune de încheiere și după aceea Elena Stanciu ne-a adus ceva să și gustăm la urmă, să nu vă epuizați, vă drumul spre casă. Cântăm o vină, să frumos. O vină se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, preasfințite Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.